Bună ziua, dragi concetățeni! Acum, în această săptămână, peste câteva zile, urmează duminică, data de 11 iulie, o zi importantă pentru viitorul Republicii Moldova, pentru democrația Republicii Moldova și tot ceea ce înseamnă soarta și viitorul nostru a cetățenilor Republicii Moldova. Peste câteva zile, urmează ca fiecare din noi să luăm o decizie pe cine alegem, cu cine votăm. În toată această perioadă de timp, echipa ProMoldova nu a participat în campanie electorală ca și concurent electoral. Dar echipa ProMoldova a decis să fie alături de cetățeni prin a-i informa și a fi alături în discuții și în dialog în tot ceea ce înseamnă alegerile parlamentare și tot ceea ce înseamnă decizia responsabilă care urmează să fie luată pe data de 11 iulie. În toată această perioadă de timp, noi am vizitat localitățile Republicii Moldova, peste jumătate din raioanele țării, nenumărate zeci și sute chiar de întâlniri cu cetățenii. În toată această perioadă de timp, am înțeles care sunt nevoile, care sunt grijile, dezamăgirile și supărările voastre, dragi concetățeni. În același timp, în această perioadă de timp, cu mare atenție, am examinat, analizat, dezbătut tot ceea ce înseamnă programele electorale ale concurenților electorale. Noi am analizat și dezbătut promisiunile electorale făcute de concurenți. Cu regret, cea mai importantă constatare este că în toată această perioadă de timp nu a existat nicio ofertă electorală cu adevărat îndreptată în tot ceea ce înseamnă nevoile și grijile oamenilor. Republica Moldova a trecut printr-o perioadă și trece în continuare printr-o perioadă dificilă din cauza pandemiei. Pandemie care a avut și are efect pe economie, domeniul social, educație, sănătate. Niciun concurent electoral nu a venit cu o ofertă electorală în fața cetățenilor ca anume să răspundă la întrebarea ce se întâmplă mai departe cu viața oamenilor, cu soarta lor și tot ceea ce înseamnă Republica Moldova în viitorul apropiat sau în acei 4 ani de zile care urmează să fie pentru un parlament sau pentru o instituție cum e guvernul. Niciun concurent electoral nu a venit cu o viziune și nu a răspuns provocărilor la care este sau cu care se confruntă Republica Moldova și cetățeanul său. Majoritatea promisiunilor electorale făcute de concurenți electorali nu au fost altceva decât unele licitații. Cine dă mai mult? Cine dă salariu mai mare? Cine dă pensii mai mare? Cine vine cu tot felul de promisiuni și aberații legate de spitale în fiecare localitate? Școli sau instituții preșcolare cu minim 20 sau 30 de copii în fiecare localitate? Ai impresia că unii concurenți electorali, așa mai în glumă sau mai serios, au început chiar să se ocupe sau planifică să facă copii. Este regretabil. Și acest regret nu ține doar de lipsa acestei viziuni de țară sau de viziune tot ceea ce ar trebui să facă clasa politică pentru viitorul țării. Regretul cel mai mare este că cetățenii, voi, dragi concetățeni, sunteți obosiți, dezamăgiți, supărați de tot ceea ce înseamnă politică și chiar dacă mai aveți speranță, fiindcă așa e la moldoveni, că dar totuși să mai dăm o speranță, dar totuși să mai dăm o speranță, că speranța asta moare ultima, mulți dintre voi înțelegeți și mi-ați spus mie, ne-ați spus nouă la întâlnirile pe care le-am avut, că înțelegeți că schimbarea nu o să fie. Că înțelegeți că aceste alegeri parlamentare nu vor aduce viața și nu vor face viața mai bună. Dar totuși
aveți o speranță. Mulți dintre voi, dragi concetățeni, pe parcursul timpului, în ultimele 3-4 săptămâni, în întâlnirile și în discuțiile noastre, ați spus următoarele. Domnul Candu, noi nu mai credem în nimeni și nimic. Noi ne-am săturat de show-uri politice. Noi ne e greață să privim aceste dezbateri electorale care chiar s-au transformat în niște spectacole de prost gust. Nu știm cu cine să votăm. Înțelegem că toate aceste promisiuni sunt false, sunt minciuni, sunt nerealiste, dar undeva mai avem o speranță în viitor și într-o anumită schimbare. Mulți dintre voi m-ați întrebat pe mine cu cine să votați. Răspunsul meu și atunci, dar și acum, este să votați cu cap. Să votați în încercarea de a înțelege că pe cel pe care îl veți vota va fi la putere sau va fi în parlament sau va fi în guvern și fiecare minut, fiecare oră, fiecare zi a celui pe care îl votați înseamnă de fapt viitorul vostru și de fapt de el depinde viitorul sau soarta noastră a tuturor. De aceea votul trebuie să fie unul responsabil. Noi nu avem cu cine să votăm. Nici un concurent electoral nu a venit, așa cum ziceam, cu o viziune sau cu o ofertă electorală către cetățeni. Ați văzut unii dintre voi și dezbaterele electorale cât de degradant și cât de jos au ajuns și vocabularul, și dialogul, și în general dezbaterele, tot ceea ce înseamnă dezbatere electorală. Se vorbește despre orice. Fiecare ce are și ce nu are, pe unde a fost și pe unde nu a fost, numai nu se vorbește despre o viziune clară cum ar trebui construită țara în următorii 4 ani de zile, cum ar trebui construită țara începând din data de 12 iulie pe următorii 4 ani de zile. I-am văzut pe unii cu provocări pe ministru, i-am văzut pe unii care să bat sau să trag de piept pe la sediile partidelor, i-am văzut pe alții în tot felul de vânători de apartamente sau de case. Am văzut pe unii care pretind că sunt reținuți la Moscova, iar alții care fac comentarii și fac haz din ecaz. Numai nu i-am auzit pe nimeni despre cum vor să răspundă unor provocări la care Republica Moldova este supusă și fiecare cetățean. O promisiune sau o ofertă electorală cu privire la viziune pe educație, pe sănătate, pe economie, doar vorbe, promisiuni goale și, ba mai mult ca atât, minciuni și manipulare. Sigur că unii din voi, ținând cont de toate acestea, mi-ați spus că probabil votul ar trebui dat pentru cei care încă n-au fost în guvernări sau poate n-au avut șansa să demonstreze și iată că haideți să le dăm o această șansă. Mulți dintre voi, chiar dacă mi-ați spus că nu credeți în această schimbare, dar aveți speranță, ați vrea, de exemplu, să votați cu Partidul Acțiunii și Solidaritate, deoarece măcar să le dăm o șansă ca să demonstreze că pot fac ceva, că pot face ceva și măcar să nu aibă scuze că n-au avut această șansă. V-am încurajat pe voi, cei care considerați că asta este o alegere, să o faceți. Pe unii din voi care sunteți sau vă considerați unioniști și a spus că totuși vreți să votați un partid care are ca viziune unirea cu România, să o faceți dacă considerați că asta este alegerea cea bună, numai că vedeți că unioniștii care vorbesc despre unire nu au avut nici măcar forța și înțelegerea și toleranța să se unească între ei. Unii dintre voi ați zis că vă plac unii sau vă plac alții, dar în același timp veți vota cu partidele pro-europene. Gândiți-vă foarte bine cine cu adevărat poate fi considerat un partid sau o echipă pro-europeană și ce înseamnă acel pro-europenism sau pro-occidental. Unii vorbesc despre averi,
dar singuri își ascund averile. Prin declarațiile făcute la ANI sau trimise la CEC, care ulterior iată că acum se demonstrează că au ceva, poate nu atât de mult, dar ascund și ceea ce au. Fiecare din noi vom fi puși la încercare pe data de 11 iulie, duminică. Noi, echipa Pro-Moldova, în ultima perioadă de timp, după toate aceste discuții cu voi, dragi concetățeni, am încercat să ne formulăm și noi măcar o idee pe cine să susținem. Mulți din echipa Pro-Moldova, mai ales echipele din teritoriu, susținători și membrii, m-au întrebat și ne-au întrebat pe noi ce facem pe data de 11 iulie. Cu cine votăm, pe cine alegem. Dragi prieteni, dragi colegi, simpatizanții a echipei Pro-Moldova și dragi concetățeni în general, fiecare din noi va trebui să ia o decizie grea, dar responsabilă, ce facem pe data de 11 iulie. În mod normal și în mod obișnuit, niciunul din concurenții electorali nu ne merită votul. Fiecare a venit cu tot felul de aberații și promisiuni cât mai năstrușnice și neadevărate. Dar trebuie să mergem la vot și vă îndemnăm să mergeți la vot și să vă expuneți votul. Dar să alegeți responsabil cu partidele pro-occidentale cu adevărat veritabile, cu cei în care aveți încredere și dați o ultimă speranță de schimbare și votați cu cap. Noi nu vom veni în susținerea și nu vom face îndemn și nu vom face apel de susținere pentru vreun concurent electoral. Cu siguranță nu votați partidele de stânga sau prorusești, nu votați steluțe, secere, ciocane și nu votați pe toți ceilalți care arată atât de urât, atât de mizerabil și atât de jos și degradant, inclusiv în dezbatere electorale și în tot ceea ce vedeți voi zi de zi. Votați în cei în care aveți o anumită încredere și o anumită speranță. Dar frică îmi este mie, așa cum am și vorbit cu mulți dintre voi în această perioadă, schimbarea nu prea va fi și dezamăgirea va rămâne în continuare. Votați cu cap, faceți o alegere corectă, responsabilă, iar noi, echipa Pro-Moldova, care am fost atât de vocali și am fost atât de atenți și am examinat fiecare acțiune și fiecare promisiune electorală ale concurenților electorali, vom fi la fel de atenți, incesivi, determinați să urmărim în continuare, să punem presiune prin critică constructivă și prin oferte și prin propuneri cu adevărat vizionare pentru țară, pentru viitoarea guvernare, indiferent care nu va fi ea. Vom pune presiune și vom cere responsabilitate de la toți cei care se vor bucura de victorie începând din data de 12. Și chiar dacă suntem într-o opoziție extraparlamentară, vom fi vocali, determinați și vom ști în continuare să facem politici și să fim alături de voi, dragi concetățeni. Rămâneți cu bine, faceți o alegere corectă, votați cu cap pe data de 11 iulie și cu siguranță ne vom auzi și doar de bine. Pe curând, mai bine.